Eu am fost plecată în Spania 2 luni de zile, lăsând copiii în grija lui soțul, concubinul, deci cu 17 ani de zile am stat cu el. Și el a spus așa către mine, du-te liniștită că o să am grijă de ei. M-am dus 2 luni de zile stând acolo, tot m-a terorizat, nu am ajuns bine în Spania, copilele zice, mami, tati, bia. A venit un vecin, i-a adus țuică, m-a săpăcit de cap. În timp de 2 luni de zile, tot o băut într-una. Copiii i-au mai bătut și asta a fost, ce să mai zic, au dispărut cu copilul ăla micuț, de pe clasa a doua și nu-l mai găsim deloc, deloc. Dar când a plecat? Când a plecat? Sâmbătă de dimineață. Și ce a zis când ce a zis? A spus așa către fete că el se duce și l-a luat forțat pe Ionuț, mergând încolo spre, pe aici, așa, pe drumul ăla, i-a dat cu o haină, zicând femeia că i-a dat-o cu haină, haideți, hai odată că te omor. Și au zis fetele că au pus în geantă 2 funii de ață. Au zis că îl spânzură prima dată pe el și după aia merge și omoră familia mea, toată familia. Dar era gelos pe dumneavoastră? Nu era, de gelos nu era, deci nu s-a întâmplat așa ceva. O mai făcut el, o mai băut el, dar nu s-a întâmplat așa ceva. Eu cred că odată într-o depresie de alcool, deci a intrat alcoolul în el foarte tare. Că a zis că copilul ăla e numai a lui. Că Ionuț asculta cel mai mult de el. Era cumva preferatul lui? Da, Ionuț asculta foarte mult de el. Fetele mi-a întorcea vorba, dar el nu. Am scos bani și de la bancă, aragazul mi l-a vândut pe 2 kg de țuică sau 1 kg, nu știu exact că am... Numai cum am venit și eu, nu stau acasă că mă tem de el. Doamne ferește, au zis copilele că au băgat 3-4 cuțite în geantă. Cu el. Mă tem să nu fie copilul mort undeva. Deci mi-au povestit fetele că o la 2 ațe și i-au făcut așa un fel de laț dintre ala, e capabil. Ați încercat să-i sunați? L-am sunat. Îi închis telefonul și lui și la copil. A mai luat legătura cu cineva din familie? Nu. Și cumnatul meu de la Călărchiud, părinții mei, Tomă sună și să-mi spună că nu s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, cum îi... Nu știu nimic despre el, nu știu absolut nimic. Copilile se tem, nu mă lasă să mă duc, au zis că se tem, poate dacă vine seara pe mine și mă omoară. Vă e frică pentru viața lui Ionuț? Da, bineînțeles că mi-e copilul meu, deci eu dau tot sufletul pentru el, că e copilul meu. Și eu de aia m-am dus să lucru pentru ei în Spania, să le fac un viitor. Și în Spania ați renunțat la contract? Am renunțat la contract să vin acasă, că trebuia să vin numai prin 28 iunie. Și am venit mai repede, că n-am putut ce să fac. În cazul de față ne-am autosesizat, fiind vorba despre o dispariție a unui copil, împreună cu tatălui, după cum am primit informațiile din presă. Am demarat o anchetă și în funcție de rezultatele acestei vom vedea ce anume se va stabili. Cu siguranță copiii vor fi cuprinși într-un program de conciliare. Asta este sigur. Acum, mai multe nu ne putem pronunța, ancheta fiind la început, în curs de desfășurare și pe măsură ce vom afla mai multe date, vom lua măsurile care vor fi cele mai bune pentru copii și pentru familia lor. Asta de... Cu copiii am discutat puțin, dar în asemenea situații se impune un program, o consiliere psihologică pentru ei, în special pentru cei mai mărișori, care realizează ceea ce se întâmplă în momentul de față, că unul din frați este plecat, că și tatăl este plecat și că au dispărut de câteva zile și nu au vești de la ei. Deci este o traumă pentru ei, se impune cuprinderea lor într-un program de consiliere. O tânără de 20 de ani din localitatea Târpiu a sesizat polițiștii din cadrul Poliției orașului Năsăud cu privire la faptul că tatăl ei, un bărbat de 46 de ani din localitate, a dispărut de la domiciliu împreună cu fiul acestuia, un tânăr de 9 ani. În cauză, polițiștii efectuează verificări și căutări, cei doi fiind dați în urmărire la nivel național.